seara asta începe ceva frumos. Dar eu nu am să încep cu ce se întâmplă în seara asta, o să încep cu ce se va întâmpla mâine dimineață. Și o să vedeți ce legătură este între aceste două lucruri. Mâine dimineață, da, deci mâine dimineață la Târgul Ocna este o pomenire a celui de-al 14-lea reprezentant care ar fi putut să apară în această carte, dar din motive obiective n-a mai apărut. Vadim Gafencu, poate că mulți dintre dumneavoastră știu despre... Comemorarea. Sfântul Închisorilor. Da, Sfântul Închisorilor, da, da. Câțiva dintre băcăoanii care pot și din alte localități se vor întâlni mâine dimineața acolo ca să spună câteva rugăciuni și să-și aducă aminte de el. El ar trebui să fie al 14-lea. În seara asta, domnul Claudiu Târziu ne onorează cu o vitrină, o carte cât o vitrină, în care sunt 13 personaje. 13 personaje, fiecare dintre ele un exemplu pentru noi și în special pentru tinerii care mă bucur că sunt distruși și în seara asta aici. Pentru că timpul este măsurat pentru fiecare dintre dumneavoastră și pentru că avem și o limită de timp în care trebuie să ne încadrăm aici, eu am să mă dau puțin deoparte și am să las pe Claudiu să facă oficiul de gazdă. Bună seara, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Știu ce înseamnă ca într-o vineri seara să vorbesc din puținul timp pe care îl aveți liber și să-l alocați un eveniment cultural, deci un eveniment de care, teoretic, oricine se poate lipsi. Cel puțin, asta este accepțiunea generală. Eu zic că nu e una corectă, dar trebuie să luăm în seamă realitățile, nu propriile noastre proiecții sau dorințe. Despre carte, despre cei pe care am cunoscut, despre ideea care stă la baza cărții și așa mai departe, voi vorbi la final. Acum am vrut doar să vă salut și să fac introducerea pentru invitații mei din această seară. Pentru că sunt niște oameni foarte dragi inimii mele, niște oameni care au avut de-a lungul timpului o înrăurire importantă asupra devenirii mele și care s-ar fi putut regăsi într-o altă de carte reverență dacă această de față nu ar fi fost făcută pe un criteriu de selecție foarte, foarte strict și anume acela al demnității românești plătite cu sânge. Voi dezvolta subiectul cum am promis. Acum, ce aș vrea este să-l invit, să ia cuvântul primul, pe domnul Cornel Galben, binecunoscut dumneavoastră, despre care trebuie să mărturisesc că este vinovat de debutul meu în poezie și în presă, în jurnalism. Domnia sa m-a găsit cumva în noianul de colaboratori ai deșteptării de pe vremuri, din începutul anilor 90, a considerat că aș merita o șansă să apuc condeiul mână la modul profesionist și mi-a dat această șansă. Fapt pentru care sunt îndatorat până la sfârșitul zilelor mele și dincolo de asta, pentru că odată cu această șansă am deschis un drum al vieții mele foarte, foarte frumos. Tot ce am trăit în acești 27 de ani aproape de presă, a fost foarte frumos. M-am bucurat de cunoașterea multor lucruri care mi-ar fi fost interzise, să spunem așa, sau în orice caz îndepărtate, dacă aș fi luat un alt drum, dacă aș fi avut o altă meserie. Pe de o parte. Pe de altă parte, am cunoscut oameni extraordinari care mi-au marcat existența în mod benefic. Și de aceea zic cu tărie și fără niciun fel de
periuță gratuită, că domnul Galben a avut un rol foarte important în devenirea mea de jurnalist. Acum îmi face onoarea și bucuria de a vorbi despre o carte de mea care nu vrea să mă aducă pe mine în prim plan și vreau să rețin acest lucru, ci mă face pe mine doar purtătorul de cuvânt al unei generații care este îndatorată generației interbelice. Generația 90-istă care a refăcut cât a putut ea legăturile cu o lume românească parțial dispărută în timpul comunismului, parțial salvată spiritual, niciodată politic, și parțial salvată cultural prin câteva figuri, de fapt, prin numeroase figuri exponențiale, să le spun așa. După ce va vorbi domnul Galben, o să văd pe prietenul Ovidiu Tudoran, un la fel de vechi prieten și unul dintre cei care i-a cunoscut pe mulți dintre cei evocați de carte, să spun și câteva cuvinte din urmă. Nu cred că se vor referi neapărat la valoarea cărții, cât la valoarea mărturiei și la contextul în care este necesară această mărturie despre niște oameni nemaipomeniți. Vă rog, domnul Galben. Bună seara! Eu, fiind reprezentant al cuvântului scris, mi-am notat câteva lucruri, pentru că dacă vorbesc liber, ar însemna să mai pierd din gânduri și poate n-ar ieși ceea ce ar trebui. Am citit cu mare plăcere volumul. Am regăsit și eu câțiva oameni pe care am avut șansa să-l cunosc. Poetul Petru Baciu, Părintele Mustin și Părintele Calciu. Cu doi dintre ei am stat de vorbă, pe celălalt l-am ascultat. Așa că le-au amintit și câteva lucruri pe care le-am mărturisit altădată, poate o să mai am șansa să o fac. Există întâlniri care îți pot schimba cursul vieții. Ne atrage atenția jurnalistul Claudiu Târziu și, după cum vom vedea, el nu numai că a avut această șansă, dar îi aduce și mai aproape pe cei care l-au ajutat să găsească și să țină calea spre adevăr, bine și frumos. Nu știm în ce direcție și-ar fi îndreptat pașii dacă Providența nu i-ar fi scos în cale pe acei care i-au fost călăuze sfetnici și sprijinitori în prima lui tinerețe, dar ce au însemnat aceste miraculoase întâlniri le putem ușor deduce încă din titlul mărturisirilor publice publicate în paginile volumului Cei 13 care m-au salvat, apărută la editura Rost anul trecut. Înainte de a recunoaște numele, Claudiu are grijă să ne asigure că toți provin dintr-o școală a excepției românești, o școală a smereniei, a dragostei, a onestității, a curajului, a generozității, a sacrificiului, a tuturor acelor virtuți care fac din omul obișnuit un erou, un martir sau un sfânt. O școală întemeiată pe tradiție, credință și nevoință. Sper că aici cei care vor lua volumul vor sesiza că a fost un citat. Nu o să vă spun de câte ori pun în ghilimele, așa ca să aibă textul cursivitate, însă sper să vă trezesc măcar interesul să cumpărați această carte. Așezați unul lângă altul în ordinea în care i-au cunoscut, aceștia sunt într-adevăr personalități cu un destin aparte, purtând în suflet pecetea demnității plătite cu sânge și o viață de zbuciu, în care doar Iisus Hristos le-a fost sprijin și mângâiere. Primul dintre ei e Petru Baciu,
poetul răstignirilor a spuse, bărbatul puternic și dur, cu trăsături frumoase, dar înăspite de suferință, liderul născut obișnuit să comande și să cerceteze adâncul celui din fața lui, suspiciosul din nevoie, căci a fost ani de zile hăituit, trădat, închis, chinuit, dar gata oricând de jertfă și să-și dăruiască viața altora, inclusiv după senectute, când din pensia sa a ținut numeroși copii în școală și a făcut să renască o conștiință patriotică și creștină într-un oraș roșu, legându-și numele de Frăția de Cruce și de Rezistența Anticomunistă din Munții Bacăului, autorul Inimilor Zăvorâte a fost condamnat inițial la 10 ani de temniță grea, însă a efectuat aproape 14, la care s-au adăugat alți doi după 1975, când a fost acuzat de propagandă împotriva orânduirii socialiste. Umbra credincioasă acestuia a fost Petru Velescu, a cărui esperienie l-a ajutat să scape de pedepse mari cu închisoarea pe timpul comuniștilor, dar nu a, care a făcut totuși închisoare fără niciun temei legal, fiind apoi hărțuit de securiști care sperau să-l folosească pentru a obține informații despre fratele său, Virgil, un naționalist creștin exemplar, fugit în Germania, care s-a implicat în constituirea Guvernului Român și a Armatei Naționale create la Viena, iar după încetarea activității acestora, a devenit redactor la secția română a postului de radio 2 CVL, deloc pe placul oficialităților de la București. Băcăuan ca și aceștia, Gheorghe Grigoraș și Ioan Belciu, s-au numărat de asemenea printre deținuții politici care au cunoscut ororile închisorilor și prigoanilor antonescenilor comuniste, oferind la rândul lor pilde de viață ce l-au determinat pe junele reporteri să învețe ce-i răbdarea, să vadă dincolo de aparențe, să-și trunească impulsurile, să construiască meticulos și să priceapă resorturile unei școli în care nu intre oricine și pe care nu absolvă decât puțin. Între ei, arhiereul Bartolomeu Anania și scriitorul Marcel Petrișor ocupă un loc privilegiat, primul fiindu-i consacrate numai puțin de 38 de pagini în sumar, iar celuilalt 28. De 22 de pagini beneficiază totodată părintele Gheorghe Calciu, dușmanul personal al lui Ceaușescu, în timp ce marele duhovnic Cristian Pârgo și poetului de Mostene Andronescu le sunt alocate câte 16. Asta nu înseamnă desigur că e unul mai presus decât celălalt, ci că doar hazardul a făcut ca în timp unii dintre ei să se întâlnească mai des sau, știută fiind smerenia tuturora, să reușească să le smulgă mai multe mărturii de suflet folositoare. Ca și în cazul Băcoanilor, ei beneficiază la început de câte un portret mai mult sau mai puțin subțin, dar doar de informații din capare, urmat de dialoguri în care numărul celor evocați e cu mult mai mare decât cifra fatidică 13, ceea ce conturează pe spații restrânse ceva mai mult decât o veritabilă istoria dizidenții și luptei antisovietice și anticomuniste la scară națională. De altfel, pentru ca biografiile creionate celor 13 luptători pentru o Românie liberă de comunism să fie înțelese, în contextul epocilor, Claudiu Târziu a decis să publice și o adendă în care a inserat câteva articole apărute anterior în presă despre ce a însemnat comunismul în România și cu ce preț de sânge a fost plătită opoziția în acest regim ilegitim și criminal, impus de trupele sovietice de ocupație și menținut prin teroare timp de 45 de ani. O teroare ce a dus la lichidarea elitei românești, la distrugerea universităților, a Academiei Române și a societății scriitorilor, la un veritabil genocid al poporului român, cu peste 2 milioane și jumătate de victime, atât în țară cât și în Basarabia și Bucovina de Nord.
tot eroarea despre care depun mărturie și ceilalți convocați de autor în pagina cărții, începând cu Nicolae Popa, un elev la școala bandiților, cum erau denumiți luptătorii aceștia care ne-au salvat până la ora. Continuăm cu Ion Gavrilă Coboraru, condamnat la moarte în lipsă, dar care a fost coșmarul securității și un voievod al rezistenței anticomuniste, și sfârșim cu Vasile Iamandi, un reper de verticalitate românească și un boier al comunismului, toți cu angrei de detenție și cu urmările care au decurs în acesta. Din păcate, jertfa lor e încă puțin cunoscută, stigmatul legionarismului indus de regimul neopresiv, ținând încă departe pe mulți dintre cei ce ar vrea să mai arte câte ceva, ca să nu mai vorbim de o foarte bună parte a tinerilor care nu îi mai interesează astăzi aproape nimic. Generația de azi, spunea Părintele Calciu, e laxă și labilă. Afirmație întâlnită de Aflan și de Părinte Iustin, care observa cu tristețe că majoritatea sunt robii materiei și ai măririi goale, că trăim o vreme de pustiire a neamului și că ținta guvernanților de azi e distrugerea neamului. În absența unor oameni de forță, cu forță teologică și cu discurs pătrunzător, așa cum a fost Lăduca Bartolomeu, lupta împotriva Duhului Întunericului e cu atât mai grea, cu cât tot mai puțin ne așezăm genunchii la pocăință și uităm cu desăvârșire că ignoranța naște haos. În acest context al globalizării, al proliferării sectelor și cultelor de tot felul, al invaziei ecumenismului și a creșterii catastrofale analfabetismului funcțional, demersul publicistic al poetului și jurnalistului Claudiu Târziu e nu numai valoros, ci și mai mult decât necesar, întrucât nu se știe dacă vom mai avea vreodată ocazia să ne întâlnim cu asemenea modele vii ale unei umanități românești croite după alte măsuri decât cele ale unei prezent precar, tot mai acefal și mai nevertebrat, după cum remarca și postfațatorul Răzvan Codrescu. O carte esențială, excelent scrisă de un portretist fin și aplicat, care, salvându-se pe sine, ne poate salva și pe noi. Citiți-o! Mulțumesc mult! Sper să fie în consens cu dumneavoastră și eventualii cititori din sală. Acum o să-l invit pe domnul doctor Tudoran să ne spună câteva cuvinte, înainte de a vă spune eu câte ceva despre dânsul. A avut privilegiul ca și mine, ca independent de mine, să-i cunoască pe unii dintre cei pe care îi evoc în carte, mai ales pe domnul Petru Baciu, cu care încep și nu întâmplător, și să lege o prietenie de durată, să-i îngrijească în bună măsură și să se îmbibe de o anumită învățătură de la ei. Cred că asta ne-a făcut și mai mult frați, să zic așa, de cruce și de cauză, dacă vreți, fără efuziuni gratuite și fără declamații pompoase. Îi mulțumesc încă o dată că a acceptat să vină seara asta alături de mine și că dă o mărturie directă despre cei pe care i-a cunoscut, așa cum o să consideră, cu stilul lui propriu. Să rămână, doamnelor și domnișoarelor, bună seara, domnilor. Îi mulțumesc, Claudiu, pentru invitație. E una din cele mai emoționante prezențe a mea într-o adunare. O parte îi cunosc, iar mir pe cei care sunt în sală. O parte pot să spun că sunt prieteni indiferent de vârstă și știți că prietenia n-are vârstă. Pe domnul Baciu, de care vorbea Claudiu, l-am cunoscut într-adevăr ca pacient, pe care
am avut eu, m-am întrevenit eu, cunoscându-l pe dânsul, îi se spunea lucruri ce nu știu, dar pentru mine era ca, avea ce nu știu ceva în ea, era ca un, ca un copac, ca un platin ușor smerit. Deci avea o verticalitate și o bunătate în dânsul, care m-a uimit. Deci uimirea asta era, pentru că știam câte ceva despre biografia dânsului. Vedeți că în viața asta poți să fii orice, numai că dânsul a lăsat să fie bun. Într-o... Deși avea toate, toate motivele să urască. Ca și mulți din carte, de fapt majoritatea, cei care sunt în această carte, ar fi putut alege calea urii, pentru că au suferit mult. Ei au ales altceva. Au ales să fie buni din asta. Au ales să ierte. Îmi povestea odată Ovidiu Bojor, care e un maestru a farmacologiei românești, un om de la care întotdeauna avem de învățat, care a suferit mult în copilărie și care îmi spunea așa, familia lui a fost asasinată în vremuri grele cu sapele, sau au fost decapitați. Știa de cine, erau vecini din satul Răsăpiu și spunea așa, întotdeauna când fac până ca artist, primii pe care îi pun sunt acei asasini. Da? Eu i-am iertat și pun primii pe acatist pentru că ei au cea mai mare nevoie să fie acolo. Asta e ceea ce face spiritualitatea și calea spirituală. Poate că într-o zi religiile oricare ar fi de ele, poate o să ieșuieze. Spiritualitatea nu va ieșua niciodată. Și cred că asta e ceea ce va salva omenirea. Vedeți că eu vorbesc despre altceva. Înțelepții sau cercetătorii de Iglesia vreau să spun, spun așa. Pentru o adunare mai mare de 3 persoane, unul are o minte de viață. Eu mi-am, sigur, de la început, eu am minte de viață, deși am și îndoiele aici, da? Dar n-am să vă vorbesc despre factorul ăla mania. Era, eu am avut o copilărie, pot să spun, fericită și părinții m-au protejat. Eu n-am știut niciodată, eu sunt un copil de preot. Am foarte târziu, am aflat prin ce a trecut bunicul meu, numai pentru că era preot. Știam că mama a fost dată de afară de la facultate, că era la farmacie și ar fi omorât fiii poporului, vezi, Doamne. Deci dramele astea, că a dormit într-un șifonier luni de zile afară, dar ăstea au încercat să mă protejeze. Am aflat târziu de lumea asta, ca și Claudiu. Pentru mine, titlul ăsta, cei 13 care m-au salvat, m-a dus cu gândul la altceva. Am lucrat foarte multă vreme pe litoral, vara, și era o noie, era o butadă acolo. Dacă vrei să fii salvat, îi ridică mâna din mână. Deci Claudiu a fost salvat. Dar eu zic că întâi a fost trezit și după aia a fost salvat. Asta a fost meritul acestor oameni. Ne-au trezit puțin și ne-au adus mai departe din lumea asta, așa cum este ea, materială, cu toate opresiunile zilei de astăzi, cu televiziune, cu presă. Am văzut că mai există și altceva în afara lumii materiale. Iar oamenii ăștia care au stat în temnițe, care au suferit și care după aia au ales să dea tot ce mai au din inima lor, celor din jur, sunt un exemplu și eu cred că e adevărat ce spunea García Márquez, că unui bătrân trebuie să-i spui că va muri doar atunci când va intra în uitare. Se spune că atunci când ultima persoană care își mai amintește de tine, de-abia atunci a mor cu adevărat. Asta e șansa scriitorilor să nu fie uitați și nici personajele lor să nu fie uitate. Au o șansă la memorie, ceea ce un lucru minunat. Am adus două cărți al lui domnul Baciu. Am să vă citesc nu din el, ci antetul, așa, dedicația, dar nu păi pentru mine. Și spunea, am fost aruncați în mulaștina deznădejdii, am fost fârtecați, dar nu biruiți. Pentru toți martirii și mucenicii neamului, întărească-se mila Domnului, Dumnezeu spre noi, că am rămas puțin într-o lume satanică și sinucigașă. Eu sunt un visător, Claudiu știe, și îmi place cuvântul rost, la care lucrează de o vreme și el de o vreme bună. Eu încă visez că pe lumea asta ne vom recunoaște. Va veni o vreme, poate nu că nu vom mai fi noi aici, când oamenii se vor recunoaște după rostul lor pe această lume, nu după funcții, nu după ceea ce fac, ci după rostul lor pe această lume. Singura cale care o văd este calea de spiritualitate și mă bucur că sunt din ce în ce mai mulți tineri care sunt atenți la lucrurile spirituale din viața lor. Cea mai înaltă formă de evoluție, spune-o, se obține prin exercitarea libertății.
Și spiritualitatea va izbândi întotdeauna, pentru că va aduce adevăr în gândire, înțelepciune în cuvânt și iubire în inimă și acțiune. Pentru că iubirea e cuvântul cheie al acestor zile. Și frumos spunea cineva că nu poți să fii numai de Crăciun mai bun, așa cum nu poți iubi mai mult de Sfântul Valentin sau de Dragobete, nu poți fi mai mult îndrăgostit. Da? Asta o faci în fiecare zi, prin osul de iubire. Am să închei cu ceva ce am învățat de la domnul Baciu. Am învățat că un om nu are dreptul să-l privească pe altul de sus decât atunci când trebuie să se aplece pentru a-l arăta. Vă mulțumesc! De ce a apărut această carte. Întâi o să mă întrebați de nume, de titlu. E un titlu pe care l-am ales pentru că sună bine și pentru că pentru mine personal și pentru o largă civilizație are un anumit sens. Cei 13 au fost la început apostolii și Mântuitorul. Sau Mântuitorul și apostolii, ele alea. Cei 13 din această carte puteau să fie 130, 1300, 13.000 și așa mai departe. Noi am avut o istorie plină de eroi, martiri și sfinți. Pe unii cunoaștem, pe alții nu-i cunoaștem. M-am oprit asupra a doar 13, pentru că și aceștia sunt eroi, martiri și sfinți dintre ei, pentru că pe ei am cunoscut mai bine, pentru că ei m-au onorat cu o prietenie care trece dincolo de lumea aceasta, pentru că ei mi-au deschis, mi-au redeschis calea către Hristos și asta este lucrul cel mai important. Și în asta constă salvarea despre care vorbesc. Eram un tânăr ca mulți alții, cu preocupări specifice vârstei. Un om venit, cum să spun așa, hotărât să-și curească un drum în viață cât mai rapid și cât mai sus, fără multe repere decât cele morale moștenite firesc în familie. Poftiți, domnul Iena, că vă rugăm. Un om care știa puțin despre istoria lui și despre istoria neamului lui, atât cât ne îngăduiseră comuniștii să aflăm, nealterat. Un om care avea preocupări pentru poezia postmodernă și pentru muzica rock în special, care n-avea nicio legătură cu biserica, în afară de faptul că fusese botezat, și uneori își aducea aminte cum bunica lui se ruga seara la lumânare și la candelă și ruga și pe el să îngenuncheze alături de ea și mai ducea și la biserică și mai și împărtășea până la o vârstă. Dar cam atât. Ori câțiva dintre oamenii aceștia, în special băgăoanii, și vreau să-i numesc aici, în ordinea în care i-am cunoscut, pe drumul Petru Baciu, pe domnul Virgil Velescu, pe domnul Ioan Belciu, pe domnul Petru Velescu, bine, am cunoscut mult mai mulți, dar aceștia mi-au fost foarte apropiați și m-au luat de mânuță pe domnul Gheorghe Grigoraș, care mi-a fost ca un al treilea bunic, să zic așa, și față de care am și astăzi o mare emoție. O mare emoție. Din păcate, cel pe care i-am numit deja,
Au trecut la... Au trecut și sunt convins că sunt numărați acolo cu cei drepți. Pentru că merg. Ei mi-au deschis ușa bisericii, ei mi-au deschis ochii asupra realităților românești, ei m-au învățat să citesc cu adevărat istoria noastră națională, ei m-au învățat să discern în toată confuzia asta a prezentului politică, socială, culturală, să răstorn pentru a reașeza în rostul ei firesc scara de valori românească și să o cinstesc ca atare. Ei. Cu ei am început la Bacău o muncă de apostolat prin Fundația Buna Vestire. Am avut și o revistă aici, Crezul Nostru, care a deschis un drum foarte greu la vremea respectivă de cunoașterea istoriei recente și de întoarcere a românilor la Dumnezeu. Cu ei am mers în multe drumuri din Făgăraș până la Tecuci și de la Balaciuri până la Aiud pentru a-i comemora pe camarazilor care căzuseră în închisori sau cu arma mână în munți. Deci lor le datorez în cea mai mare măsură o devenire a mea pe o linie a neamului firească, încă o dată. Sublinez acest cuvânt. Poate vi se pare superflu, dar normalitatea astăzi este privită ca un soi de ciudățenie, ca un soi de abatere de la conduita corect politică. Și atunci e bine să o semnalăm de câte ori o vedem sau de câte ori o nutrim și o încarnăm pe cât ne stă în putință. Asta este cu titlul cărții, asta este cu băcăoanii pe care i-am invocat. Sunt și alți băcăoani pe care le datorez mult, dar de care n-am fost așa de apropiat, din păcate. Am fost mai mult sau mai puțin. Nu l-aș uita pe domnul Munturescu, de pildă. Nu l-aș uita pe domnul Păzuraru. Nu știu, l-aș uita pe domnul Mihai Păpăduță, șeful ACDPR-ului de aici. Și mulți alții, mulți alții. Toți au avut rostul lor. Pentru o parte dintre noi, cei tineri, care căutam să aflăm ce a fost în generația asta interbelică așa grozat, de a reușit să rămână ca un reper fundamental până azi. Credeți că noi nu avem un reper al normalității, dacă stăm să ne gândim bine, decât perioada interbelică, care a fost foarte scurtă și care a fost plină de otravă, de sânge, de răzbunări, de abuzuri. Să nu credeți că a fost așa o floare și o fericire. Nu. Dar care totuși a dat niște oameni foarte, foarte mari. Și prin ei o cultură mare, și prin ei o biserică puternică, și prin ei două sau chiar trei generații jertfelnice. Și când spun jertfelnice, mă refer până la ultimele consecințe. Păi să mori tu pentru Hristos? Zici că e simplu și că, oh, da, bineînțeles, și eu aș face asta. Nu e simplu și n-ai face asta. În momentul în care n-ai ce să mănânci, ești bătut până la desfigurare, ești dezumanizat prin presiuni psihice de tot felul, ești trădat inclusiv de oameni cu care suferi. Nu cred că e așa de ușor să mărturisești pe Hristos. E bine, oamenii ăștia au făcut-o și iată că au ajuns mulți dintre ei până în zilele noastre și le-a îngăduit Dumnezeu să transmită mesajul lor, trăirea lor, reperele școlii lor de excelență unei alte generații, generația mea, care, din păcate, nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, speranțelor și pretențiilor îndreptățite ale acestor oameni. Nu s-a ridicat pentru că n-a reușit să facă o adevărată revoluție spirituală în România. Au fost niște valuri către mănăstiri,
au fost niște manifestări culturale, au mai ieșit câteva vârfuri, dar cam atât. La nivel politic, n-am reușit să influențăm mai nimic. Din păcate, și realitatea asta o trăim și astăzi, după cum vedeți, cu toate consecințele de rigoare. Ei bine, ceilalți pe care i-am cunoscut la București, și mă refer aici la domnul Demostene Andronescu, un poet de o sensibilitate rară, cred eu că este cel mai mare poet al închisorilor care mai trăiește astăzi. La o vârstă patriarhală, are 92 de ani, și care e de o bunătate și de o căldură sufletească pe care eu nu le pot descrie. Domnul Marcel Petrișor, scriitor cu vână extraordinară, mărturisitor până la capăt, un prieten care pentru prietenie a făcut aproape 13 ani de închisoare. Pentru prietenie. N-a avut o opțiune politică. A avut prietenie. Și un prieten a cerut o bucată de pâine când era hăituit de securitate. Și i-a dat. Nu mai mult decât atât. L-a adăpostit. I-a dat și o haină. Și pentru asta a făcut 13 ani de închisoare. A fost condamnat la moarte inițial. A stat 6 luni în celula condamnaților la moarte de la Casinca, alături de părintele Gheorghe Calciu, la vremea aceea studentul medicinist, Gheorghe Calciu, și alți doi, între care Iosif Reiosif și Costache Oprișan. Un nume care nu știu dacă vă spune ceva, dar care putea să fie o marcă a genului românesc, care putea să fie un al doilea Iliad, de toată lumea spune, era înzestrat cu o minte extraordinară, cu o cultură extrem de vastă, avea studii temeinice și un talent excepțional ca poet. S-a mai salvat un poem destul de lung, așa, al lui, tot prin Calciu și Petrișor, dar el a murit după chinuri îngrozitoare suferite la Pitești, în nenorocitul de experiment al reeducării cu ghilimele de rigoare de la Pitești, unde a fost mintit în bătaie și unde s-a îmbolnăvit grav, după care a fost dus la Jilava și acolo a murit. Ei, domnul Demostene trăiește, domnul Marcel Petrușor trăiește, Dumnezeu să-i țină sănătoși, domnul Vasile Iamandi, o figură extraordinară, un boier al românismului, am spus eu, pentru că are sânge nobil și pentru că s-a ridicat cu cea mai mare parte a generației lui la o aristocrație a spiritului pe care nici mulți dintre aristocrații de sânge nu au avut. Trăiește și el puțin, cum am spus. Domnul Nicu Popa de la Los Angeles, din păcate, destul de grav bolnav, dar încă a ajuns până în zilele noastre. Aceștia patru mai trăiesc din cei pe care am cunoscut și am evocat în această carte. De ce cred eu că a fost necesară această carte? Nu mi-am propus-o niciodată, vă spun sincer. Ea este compusă cam în două, trei din articole pe care le-am scris la un moment dat, fie evocări, fie interviuri cu și despre acești oameni, prin diverse publicații la care am colaborat, Formula AS, Cotidianul, Jurnalul Național, Revista Rost, pe care am condus-o timp de 10 ani și mă refer la apariție pe prim. Există și acum, dar nu am varianta electronică. Deci le-am scris pentru că ele au trebuit scrise la momentul respectiv. Despre unii n-am scris până la această carte. De exemplu, despre domnul Gheorghe Grigoraș, despre care spuneam pe bunicul meu, cel de-al doilea, și al cărui fiu se află aici și vreau să-l salut și să fie conștient. Are tot temeiul să se mândrească cu acest părinte extraordinar. Da. Mi-a sărit ideea, normal. Așa mi se întâmplă când sunt emoționat. Dar o să mă iertați. Vreau să spun că această carte s-a scris singură, în felul în care v-am spus.
Și o parte dintre textele am scris ulterior, când mi-am dat seama că ar trebui să scriu o carte. Nu mi-am dat seama, nici asta măcar nu mi-am dat seama. Soția mea, Ioana, mi-a spus la un moment dat, mă, tu toți spui că te-au salvat bătrâni. De ce nu scrii ceva despre ei? De ce nu scrii o carte despre ei? Și de ce mi-a venit ideea asta și știind că despre unii n-am apucat să scriu, cum a fost domnul Livoraș, și n-am apucat să scriu despre domnul Belciu, am început să scriu textele despre ei. Cu ceilalți am mai apărut în diverse locuri. Dar o treime este inedită. N-am văzut lumina tiparului până între copertele acestei cărți. Ziceam, de ce am scris-o? Am scris-o pentru că se vorbește de 30 de ani, că noi suntem o nație care nu e bună de nimic, că am avut o istorie de 2 lei, că am luat jugul comunismului fără niciun fel de opoziție, că nu avem o elită, că nu avem repere și așa mai departe. Și am spus, nu, hai să vedem că de fapt avem. Și o istorie cu care să ne mândrim. Ne-am opus comunismului și cu preț de sânge greu. Mai mult decât atât, comunismul a reușit ca în loc să ne îndrăcească, cum își propusese, a reușit să ne sfințească. O parte, o mică parte, pentru că și sfințenia ca și geniu nu se împarte la toată lumea. Și avem, mai mult decât atât, temeiul să credem că oricât de grea ar fi situația într-un moment sau altul, o putem depăși. Avem resurse sufletești, avem resurse de gândire, avem resurse de curaj cu care să depășim orice barieră și să ne ridicăm oricât de grav am fi căzut. Am vrut să dau aceste repere noilor generații, pentru că eu am avut șansa de a le cunoaște pe viu. Dar iată, biologia își spune cuvântul și ele dispar, așa e datul firii, și nu rămân decât amintirile noastre care trebuie fixate, rostite. Dacă vreți, cartea aceasta este o mărturie despre niște mărturisitori. 13 oameni au mărturisit pe Hristos într-un chip exemplar. Eu, ca un mil urmaș al lor, nepus într-un context la fel de dificil, măcar atât să fac, să-i mărturisesc pe ei. Cu gândul că drumul pe care ei au mers este și pentru mine. Și bineînțeles, în funcție de posibilitățile mele sufletești, să merg cât mai mult pe acest drum. Sper din toată inima să fie o carte folositoare. Eu i-am spus o carte de publicistică. Ea este în egală măsură o carte de istorie. Pentru că are interiorul ei anumite documentare, interviuri și evocări făcute pe baza studierii arhivelor. Și pentru că mai are o componentă importantă de istorie orală pe care o constituie aceste interviuri pe care le-am luat unora dintre cei evocați. Mărturia lor orală, făcută, să spunem, în anii 90, când nu erau deschise arhivele, a fost punct cu punct confirmată de ce am găsit în arhive. Așa s-a întâmplat bună oară cu Bădia Gavrilă Ogoran, care, știți bine, s-a luptat cu securitatea cel puțin 10 ani, la modul fățiș, cu arma în mână, după care a fost vânat de securitate, dar n-a fost găsit vreo 20 ceva. E bine, Bădia a scris o carte. A dat și interviuri și a scris și o carte. În două volume inițial, brazii se frâng, dar nu se îndoiesc. Vedeți că e o nuanță acolo foarte importantă. Nu că nu se îndoie, nu se îndoiesc. În ardelenește, să zic așa, putea fi citit și că nu se îndoie. Dacă nu se îndoiesc, adică ei nu abdică de la credința lor, de la crezul lor. Merg pe drumul ăla vertical. În acea carte povestea toată istoria grupului lui din Făgăraș, spusă în multele nopți în care am avut prilejul să stăm de vorbă și noi, fie la București, în casa unor prieteni,
mergeam adesea, fie la Sâmbăta de Sus, în Făgăraș, unde în fiecare an se făcea câte un parastas pentru cei căzuți în munți și urmat de o conferință a celor care i-au cunoscut. E bine, în dosarele de la Secretariat sunt multe volume, trec de 100 de volume, dosarele de la Secretariatul Bădiei Gabrilă. Se confirmă toată această istorisire a lui. Asta o știu din experiență directă, pentru că sunt cercetător acreditat la CNSAS și am văzut cu ochii mei, dosarele tuturor le-am văzut cu ochii mei. Le-am cercetat cu deamănul creu în mână, să zic așa. Și apoi, din acele dosare, el a făcut o selecție de documente care se regăsesc în alte vreo 4 volume pe care le-a scos în continuarea primelor două. Bun, ce vreau să zic? Oamenii ăștia n-au știut să manipuleze adevărul istoric în beneficiu propriu. Și greșelile și le-au mărturisit. Pentru că și ei au greșit. Chiar cei care au, după părerea mea, sunt sfinți, cum e Părintele Calciu sau Părintele Iustin Cârbu, au avut momentele lor pe care le mărturiseau. De cădere, de îndoială, de eroare umană, dar pe care întotdeauna le-au răscumpărat cu asupra de măsură. Să nu uităm, de exemplu, cazul Părintelui Calciu, despre care eu, la început, nici nu îndrăzneam să-l întreb. El a fost unul dintre cei care a căzut în reeducarea de la Pitești. Ce înseamnă asta? La Pitești erai bătut până nu mai știe de tine, ca să abjuri de la toate credințele tale. Și față de Dumnezeu, și față de neam, și față de rege, și față de partidul politic din care ai făcut parte, și față de familie, față de tot. Și nu numai asta. Asta era doar a doua etapă. A treia etapă era să înjuri. Și a patra etapă era să-i tragi și pe alții în mucile de tine. Ei, Părintele Calciu a căzut până acolo, n-a mai rezistat și a căzut până acolo încât devenise memoria lui Țurcan, călăul de la Pitești, Eugen Țurcan. În sensul că o să făcea anchetele și Părintele memora. Și bineînțeles că ei săraci inventau tot felul de lucruri ca să fie cât mai pricoșătoare mărturia, cât mai mulțumitoare pentru Țurcanul și uitau de la bătaie la bătaie ce au mai spus. Calciu și amintea. Vă dați seama, groază! Ei, tot Calciu, când a fost procesul făcut pentru Pitești, l-a întors pe dos. Pentru că Partidul Comunist, împreună cu Securitatea, a încercat să pună această operațiune nu în contul lor, ei erau vinovați, ei erau cei care au gândit totul, ci în contul mișcările legionare care nici nu mai exista. Era un grup prin Germania, care nu avea niciun fel de influență în țară, nu avea niciun fel de putere, nu ținea legătura cu foștii legionari care mai trăiau în țară. Domnule, mișcarea legionare, operațiunea mișcării legionare de compromitere a Partidului Comunist. Asta a fost scenariul. Bineînțeles, ca a spus bun. Noi am primit ordinele de la Securitate, de a executa Țurcanul cu câțiva oameni la început, după aceea, încet, încet, s-au adunat și alții. Ei, pentru asta, Părintele Calciu era să fie omorât în închisoare, dar până la urmă a scăpat, a ajuns până astăzi și eu cred că s-a sfințit. S-a sfințit prin tot ce a făcut. Gândiți-vă un om care a făcut 16 ani de închisoare politică, groaznică, inclusiv Pitești, a ieșit, a venit profesor de limba franceză și a terminat studiile, de fapt a făcut altele, pentru că el era medicinist inițial, a devenit preot, a devenit profesor la seminarul de la Radu Budă din București și a fost singurul preot care s-a opus în mod vehement, prin cuvânt, dărâmării bisericilor din București. De-aia Ceaușescu l-a numit dușmanului personal. A fost arestat, bineînțeles, a mai primit încă 10 ani de închisoare, 5 i-a executat și de restul a fost scăpat prin intervenția unui grup masiv de intelectuali români în străinătate, frunte cu Mircea Eliade, cu Eugen Ionescu și cu alții, care au făcut presiuni
cât au putut prin mass media occidentală și care au trimis inclusiv o scrisoare la Casa Albă. Casa Albă trebuia să acorde clauza națiunii cele mai favorizate, României. Și în condițiile de acordare a pus și o listă cu deținuții politici care trebuie eliberați. Între ei era Calciu. A fost eliberat, i s-a dat pașaport, pleacă. Și a plecat. Și a devenit cetățean de onoare în America. A fost primit de doi președinți americani, Reagan și Bush, senior. Și a fost unul dintre cei care era consultat, fiind considerat un lider al diasporii, al exilului românesc, de fapt, din America. A fost consultat tot timpul de americani în privința problemelor românești. Chiar și după așa numită revoluție din decembrie 89. M-am abătut un pic, pentru că vreau să înțelegeți un lucru. Acești oameni sunt excepționali nu pentru că spun eu sau altcineva, nici măcar pentru că documentele îmi confirmă afirmația, să zic așa, ci pentru că ei au trăit într-un context în care a fi normal, a fi onorabil, a fi curajos, a-ți onora prietenia și așa mai departe, erau lucruri de neînchipuit. Aduceți-vă aminte, cei mai în vârstă, știți foarte bine, că exista un limbaj dublu românian. Noi una spuneam public, alta făceam și alta gândeam și așa era, nu puteai altfel. Sigur că au fost și cazuri de dizidență din Partidul Comunist, asta nu. Ei n-au fost dizidenți. Pentru că ei n-au fost niciodată comuniști. Ei au fost anticomuniști. Și asta e o confuzie pe care trebuie să o îndătură. Da? În linii mari, despre asta este cartea. Am ținut să adaug această adenda care vorbește despre contextul istoric, tocmai ca să se înțeleagă mai bine jertfa lor. Și a se vedea că nu erau jucării. De exemplu, despre domnul Grigorea spune o carte acolo, la un moment dat, că a intrat în închisoare din cauza că era cam năzdrăvan. Și așa s-a și întâmplat. El din năzdrăvănie, dintr-o copilărie, dacă vreți, a intrat. Era sigur că era implicat într-o mișcare anticomunistă, în Frățile de Cruce, dar nu făcuse nimic condamnat. Dar și-a asumat vina altora, vina în ochii regimului, să ne înțelegem, din perspectiva legii de atunci, pentru că a vrut să salveze cauza, mișcarea și niște oameni care puteau să facă mai mult decât el. La fel, de pildă, Nicu Popa a intrat în închisoare, tot așa, cumva dintr-o naivitate. El a reușit să fugă în străinătate și acolo a căutat un grup de români care să-l pregătească, să întoarcă în țară să facă rezidența anticomunistă. Și a nimerit un grup care era instruit de CIA, cum era instruit, destul de precar, și a venit în țară. Bineînțeles că ăștia l-au luat ca din oală, pentru că erau trădători peste tot, el fusese vândut de acolo, din străinătate, deja, de către cineva din grupul american, se pare. Și-a executat aici o pedepsă destul de mare, fără să fi făcut, practic, nimic. Sigur că avea sentimente anticomuniste. Sigur că era un creștin practicant. Dar nu apucase să dea cap niciunui comunist, nici măcar să scrie, scrisese când era licean, scrisese niște lozinci anticomuniste în alegerile din 46, pe niște zile. Atâta a făcut. Vă dați seama, niște vieți băgate într-un malaxor doar pentru că oamenii erau curați la suflet. Dar oamenii erau curați la suflet, care au intrat în închisoare, nu s-au înrăit. Bine au observat Duran. Puteau să se înrăiască acolo. Tot să spună, de ce mi s-a întâmplat mie asta? Tot să spună, ies și mă răzbun. Nu. Ei acolo au încetat să fie, practic, niște militanți politici, dacă fuseseră vreodată, și au devenit niște ostași al lui Hristos cu adevărat. Uneori nemărturisit, sau ce mai adesea nemărturisit, în sensul că făceau lucrurile pe care ți le poruncește Mântuitorul, fără
ca să facă un caz de asta. Pe mine așa m-au și câștigat. V-am spus, n-aveam eu treabă cu biserica, nu știam prea multe despre istoria noastră, dar văzându-i cum trăiesc, am rămas surprins și spus, băi, dar ce școală au făcut oamenii ăștia? Trebuie să văd și eu, trebuie să cunosc și eu. Nu se poate așa ceva. Am mers, vă povestesc în scurt și să mă apropie de încheiere, doar un singur episod care m-a marcat foarte, foarte mult. Am mers la un moment dat la Târgușor. Târgușor este undeva în București și acolo e o închisoare de femei. A fost prima închisoare de elevi din lume, înființată de Mareșalul Antonescu, pentru cei care făceau parte din Frățiile de Cruci. Frățiile de Cruci erau niște organizații de elevi ale mișcării legionare. Nu făceau propriu-zis politică, dar cumva erau asimilați cu restul mișcării. Ei făceau o muncă de educație acolo, propriu-zis, să devină mai buni, în fine. Și erau și reputați pe criterii de performanță școlară și nu numai, și de caracter și așa. Pe acolo au trecut mii de elevi care fuseseră într-un fel sau altul prin Frăția de Cruce. Acum, ce înseamnă că ai fost în Frăția de Cruce? Și Eugen Țurcan a fost în Frăția de Cruce, dar nu s-a legat nimic de el. După ce a ieșit de acolo, a intrat în Partidul Comunist și după aia a intrat în pușcărie și a făcut nenorocirile pe care le știu. Pe de o parte. Pe de altă parte, eu am fost pionier. Spuneți-mi și mie, acum că trebuie să plătesc pentru faptul că odinioară am purtat cravata roșie. Așa era regim, așa era normalitatea acelei vremi, am făcut-o. Da? Nu se asimilează cele două. Nu vreau să fac niciun fel de comparație între ele, dar vreau să arăt doar obtuzitatea unui regim totalitar. Dacă tu, un elev de 12, 13, 14 ani, ai fost la o ședință cu niște colegi de clasă în care te-au învățat, bă, trebuie să vezi mai bine, trebuie să-L cinstești pe Dumnezeu, trebuie să fii cinstit, trebuie să fii așa. Ce mare păcat ai făcut? Pentru asta să fii închis. Bun, revenim. Se face acolo anual o pomenire. Și într-un an am fost și eu cu bătrânii băcăvani de care m-am spus. Veneau bătrânii de toată țara, se umplea un cămin din ăla de elevi, acolo stăteam, nu aveam de bani de hotelul și din astea. Și în camerele alea în care încăpeau câte 20 de paturi, am asistat într-o seară la o scenă, zic așa, aproape neverosimilă, de film. În sensul că, după ce s-a stins lumina, într-o liniște desăvârșită, toți bătrânii, nu și tinerii, noi, eram și noi vreo 5-6, nu știu câți erau, toți bătrânii au coborât din pat, au îngenunchiat, cu fața către răsărit și au început să se roage în gând, fără să granjeze pe nimeni. Închinându-se după tot tipul. Mi s-a părut, eu am înlemnit, n-am avut putere nici măcar să nimic. Am rămas așa, ceilalți la fel. Și mi s-a părut, pentru o clipă, că din toate cele trupuri rugătoare s-a umplut camera de o lumină nepământeană. Puteți să o luați ca o iluzie, puteți să o luați ca un entuziasm de tinerețe, puteți să o luați cum vreți. Pentru mine a fost un miracol pe care l-am trăit pe viu și care m-a apropiat și mai mult de acești oameni, pentru că am văzut forța rugăciunilor. După aceea mi s-a dat să văd și în alte prilici. Povestesc o minune pe care a făcut-o mine, părintele Justin Pârcu, de pildă, când lucrând într-o tabără cu mai mulți studenți acolo la mănăstire, la Sfinția sa, am îndrăznit să intru la spovedanie. Aveam eu ceva pe suflet și voiam să cer un sfat. Nu știam cum să-i spun, că eram așa cam încurcat, că nu eram eu prea de dat cu spovedania, cu asta. Zic, părintele are timp acum de prostiile mele. Și am intrat așa cam îndoit în chiria acolo. Bine ai venit, frate. Așează-te. Zice, micul gândea, tot așa. Zice, uite ce spun eu că ai de făcut pentru problema asta. Eu n-am apucat să spun nimic. Nimic. Și mi-a dat soluția. După care,
am îngenunchiat, mi-a făcut o rugăciune de dezlegare. Țin minte și acum că mi-a prins capul în mâini puternic. Și iarăși am trăit aceeași senzație de lumină neverosimilă, nepământeană, ca și atunci cu bătrânii în căminul de la Târșor. De atunci, eu am știut că Părintele este Sfânt. Și am avut o evlavie care nu s-a așteptat până astăzi. Pentru că n-avea de unde să știe. Nu povestisem nimănui. Apropo, domnul Grigoraș m-a dus prima oară acolo la Petrucură. Nu povestisem nimănui. Era o chestiune intimă. De unde să o știe Părintele? Și dacă a știut-o, înseamnă că i s-a descoperit. Dacă i s-a descoperit, înseamnă că merita să i se descopere. Și din punctul meu de vedere, este Sfânt. E o minune mică, dar cât o fi făcut mare și mai habar la mine. În încheiere vreau să vă spun așa pentru tinerii prieteni, că aveți toate motivele să fiți mândri de acest neam din care ne tragem, că aveți toate motivele să aveți curaj să luptați pentru crezul vostru, oricare ar fi ăla, că dacă veți fi cu Dumnezeu, întotdeauna veți birui și atunci când veți trece prin cazne, Doamne ferește, dar prin cazne similare cu ale celor evocați de mine. Pentru că niciodată Dumnezeu nu te lasă. Asta putem să fiți siguri acum din exemplul lor. Luați această carte ca pe o mărturie, cum am spus, luați-o ca pe o reverență față de memoria acestor oameni și luați-o ca pe un mic leac împotriva tristeții, a deznădejdii și a lașității. Vă rog din toată inima, luați-o nu pentru că eu voi face bani cu ea, că nu asta mi-am propus, ci pentru că s-ar putea să vă fie de folos. Așa cum mie mi-a fost de folos întâlnirea cu acești bătrâni, poate dumneavoastră va fi de folos întâlnirea cu această carte. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit. Dumnezeu să fie cu voi și să ne revedem sănătoși, că băgăoani suntem și avem tot dreptul să o facem. Doamne! Acum, la final, o să vă mai rog să aveți răbdare ca să încheiem, așa cum se cuvine, cu un mic recital pregătit de prietenul nostru, un actor, cred că, care nu mai are nevoie de nicio prezentare, Bogdan Ghelu, din creația unora dintre cei care sunt evocați aici în emisoare și al lui Radu Gir, care este simbolul poetului din țară. Dragii mei, eu n-am să încep spunându-vă bună seara sau bine v-am găsit. Am să încep spunându-vă Doamne ajută! Cu inimă bună să fie. Am zis la un moment dat că altarul mare e făcut din icoane mici. Dacă o să luați cartea asta și o să-i pipăiți măcar coperta, o să vedeți că este ca o pictură, mai bine zis ca o sculptură. Pentru că n-are doar o dimensiune, ci are intrânduri și ieșinduri, are un puls. E o altfel de copertă. Aproape ca o pictură, dar nu ca o pictură, nu ca o sculptură în hârtie, ci aș zice eu, ea, ca o carte, e idoma unei cruci. Unei cruci pe care o pui în fața uitării, e idoma unei cruci pe care o pui înaintea tehnologiei care ține foarte repede de uitare, nu? Vine un virus în calculator, în dispozitivul pe care îl avem cu toții, în dispozitivele pe care le avem cu toții, indiferent că sunt telefoane mobile, laptopuri sau altceva, și totul s-a șters. Iar această carte este o cruce și pentru că ne aduce aminte de cei pe care noi i-am iubit și de care trebuie să știm, care să nu moară. Și ăsta e un mare rost, așa cum zicea domnul doctor Ovidiu Tudoran. E rostul de a fi în fața dumneavoastră nu
pentru a vă spune decât de un lucru pe care sunt convins că nu-l știți. Vă pun o întrebare. Dintre monumentele astea vizibile ale Bacăului, știți că este unul omagial pentru martiri? Da. Era normal să știți câțiva dintre dumneavoastră. Da, este aici chiar la spital, acolo, îmi cer scuze, acolo tatăl meu când mergea în drum spre internări, spre internările lui, mulțumesc foarte mult, spre internările lui, ca și alții făceau un popas pe băncuță, citea din Radu Gir, pentru că de Radu Gir mă leagă povestirile pe care tatăl meu, scriitorul și dramaturgul, scriitorul, poetul, dramaturgul și profesorul de teatru Ion Ghelu de Sternica, îl cunoscuse așa cum l-a cunoscut pe Vasile Voiculescu, așa cum l-a cunoscut de asemenea, nu doar pe el, așa cum i-a cunoscut pe foarte mulți dintre cei care astăzi sunt între filele cărții. Când vorbesc despre cei care nu mai sunt, am întotdeauna emoții, pentru că am senzația de foarte multe ori că transmit un mesaj, că încerc să vă transmit nu doar un mesaj, ci o inimă, că de-aia vă privesc. Nu ca să vă privesc în ochi, ci ca să-mi bată inima alături de dumneavoastră. Ei bine, și despre acest minunat om, Radu Gir, vă mai pot spune că la vremea lui, deși era un regim foarte dur, regimul de dreapta extremă, în toată Europa, la noi, în România, funcționa un teatru evreiesc, un minunat teatru evreiesc, înființat pe vremea cu semnătura lui Radu Gir, pe vremea în care el era ministrul culturii. Sunt semne frumoase. Mai mult decât atât despre Radu Gir, am aflat de la maestrul meu, de la acel om care m-a însemnat cu acea cruce artistică, profesorul, actorul Hamza Pelea. Ei bine, dragii mei, și pentru că nu vreau să vă recit. Vreau să vă prietenesc. Și pentru asta mi-am făcut și eu niște dosare. Ai doma celor care au avut dosare acolo în carte. Am 4 dosare pentru că și crucea are 4 brațe. Și din cei 4 pe care i-am ales, am să vă recit câte o poezie. Noi am purtat povară. De Petru Baciu. Mare fie-ți, Doamne, slava, că-ai trimis tu, sfânt temei, rândunele la slava și la iedra porumbei. Noi am purtat povara unui legământ pe umeri cu aspre năzuinți. Aici și mai departe. Și câte au fost în calea noastră de lenumeri, refuzi să crezi că au fost. Și pleci cu ele în moarte. Am fost o lume ce am purtat neantului farul. Ne-am logodit cu moartea și cu veșnicia din hrube adânci noi, am știut iubi altarul. Lui Dumnezeu i-am apărat aici moșia. Voi, frații mei, ce ați căzut în lupta cruntă, cei risipiți prin gropi adânci și neștiute. Vă destrămați cu lumea ce se scurge mută și
revărsați lumină spre zori nebănuite. Îndoială de Demostene Andronescu, lui Vasile Voiculescu. Mai este, Doamne, până în cer, mai este. Până să mă faci părtaș luminii tale, sau poate tot n-a fost decât poveste și am colbăit degeaba atacale. De atâta vreme urc târâș pe coate și am smuls în cățărare atâți luceferi că de-o mai ține mult urcușul, poate doar cei prea înalți să mai rămână teferi. Și am risipit atâta sufletat în râvna mea, neasemui de mare, că de-o mai fi să ajung în cer vreodată, nu o să mai am ce-ți pune la picioare. L-am dat tribut la fiecare vamă. L-am așternut pe fiecare treaptă. Și risipesc într-una. Dar mi-e teamă că la sosire nimeni nu mă așteaptă. Târâș pe brânci, cu sufletul la gură, urc muntele, cu închipuite creste, din tot ce au fost, mai sunt o picătură. Mai este, Doamne, până îmi pisc. Mai este... Acțion de Bartolomeu Valeriu Anania. Mă apropii de tine cu dulce sfială ca aburul gliei de slava domoală și cumpăn. Văzduhul ca norul stingher, ușor pentru humă, prea greu. Cer. Mă bucur de tine cu dulce cântare, ca scoica într-o undă, ca roua într-o floare, că numai prin tine suflarea-mi scânteie a opta lumină pe reci curcube. Mă mântui prin tine cu dulce minune, cum gândul nu știe, cum graiul nu spune, cum numai oglinda făptura ne-o îngână. Cu o față în lumină, cu alta în țărână. Și cântu-te, Doamne, cu dulce uimire, cu inima prinsă, cu strună subțire, ca steaua pe o rază, ca mărul în parfum, cercând veșnicia, dându-o pe clipa de acum. Al patrulea braț al crucii, cel ortodox, cel lung, cel înfipt în pământ, în memorie, nu putea fi decât traducere. Tom 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 tarai ra ra tirin di dam tai di 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 dam di 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 ra ram tarai di 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 dam da di di dam tam tim da ra ram ti da ram tam ram pam pam ba ram pa pam. Îndemn la luptă
nu dor, nici luptele pierdute, nici rănile din piept nu dor, cum dor acele brațe slute care să lupte nu mai vor. Cât inima în piept îți cântă, ce înseamnă lupta? Ce înseamnă un braț răpus? Ce-ți pasă în colb de o spadă frântă când te ridici cu un steag mai sus? Înfrânt nu ești atunci când sângeri, nici ochii când în lacrimi țis. Renunțările la vis. Aplauze! Dragii mei, de fapt și de drept, permiteți-mi să fac un lucru? Două aș vrea. Dar primul aș vrea să-l fac în fața dumneavoastră, pentru că e un gest de respect. Dați-mi voie, vă rog frumos, să mă înclin cu drag în fața unei cărți. Și al doilea, să-l rog pe prietenul și... Pentru că aici, așa cum ziceam, vorbesc de la inimă la inimă. Cu mulți dintre dumneavoastră mă cunosc, cu mulți de multe vieți. O să-l rog pe Dumitrel Grigoraș, minunatul profesor de teatru al Școlii Populare de Artă, să mărturisească ce vrea domnia sa. În primul rând e un criminal, n-am fost trecut în program. În al doilea rând, s-au spus lucruri așa de frumoase astăzi. Am luat după tine. Despre acești oameni, pe mulți dintre ei am cunoscut și eu, bineînțeles pe taică, nu? Cert este că acești oameni, ei au suferit foarte mult. Când au venit din închisoare, a venit tatăl meu, pentru că el a mai făcut după perioada aia, a mai fost luat o tură, că mai avea de ispășit. Și s-au înscenat de lapidare, și a mai stat vreo 6 ani jumate, în perioada înainte de clasa mea întâia, până într-o șapte. Am crescut cu o mama, cu o soră, nevăzută de taică. A fost foarte greu. În schimb, Dumnezeu m-a întărit. Poate securitatea m-a înrăit puțin, pentru că eu eram pionier între a treia, a patra și eram chemat, venea polițaiul la poartă, milițianul, și eram invitat la camera numărul de Centru Securității din Moinești, de unde sunt eu. Și mă duceam a doua zi frumos, mă îmbrăcam aici, mi-a punea cravată, cămașa de pionier, și mă întrebau. Ei știau foarte bine că taică nu avea dreptul o dată pe lună, cred, să scrie o carte poștală, care trecea prin filtrul lor, nu o punea el la poștă și nu știa nimeni. Știau foarte bine ce scria taică. Taică nu scria, ce putea să-mi scrie? Nu putea să-mi scrie nimic, niciodată n-a făcut lucru sau bine n-a hulit. Îmi scria să fiu cu minte, să o ascult pe maică-mea, să învăț, să citesc, chestii de astea. Astfel îi spuneam și eu securistului, care le știa foarte bine. Dar la 2-3 luni de zile mă chema din nou. Și iar mă întreba. Ai primit scrisoare de la tata? Da. Da, pe foștea. E un teanc așa. Și ce scria? Păi tot astea e. Să am grijă de soara mea, să o ascult cu maică-mea. Asta făceau criminale. Cu un copil. Închipuiți-vă cum arăta un copil de 10 ani, 8-10 ani.
venea Toarșu Grigoraș Dumitru, adică eu, este invitat la camera 7 în sediul pe strada Dobra. Dar când a venit înapoi acasă, taică, nu? Eu deja aveam în mine bunătățile pe care mi le-a spus, de-abia atunci le-am înțeles. Pentru că ce mi-a spus până la 6 ani și ceva, vă dați seama că... Probabil și din cauza lui maică mea, care era la fel de blândă și bună, ca și eu. Te omor. Dar ce pot să vă spun? Văd aici mulți tineri. Eu n-am fost, nu că n-am fost apropiat de bătrâni, am fost și am cunoscut pe mulți dintre ei. N-am reușit să merg pe drumul lor așa cum a făcut-o Claud. Poate am și eu merit, că ne întâlneam foarte des și vorbeam tot felul de chestii și am ajuns așa și la tatăl meu, deja și ei pe drumul Belge, pe drumul Mântulescu, pe Jumperescu. Și după aia s-au întâlnit și nu mai scăpam de ei. Când venea taică-mă la Bacău, stăteam mai mult la Claudiu decât la mine. Dar nu trebuie să uităm ce a fost, nu trebuie, trebuie să încercăm să le spunem și celorlalți ce s-a întâmplat. Multă lume nu ne mai... Nu, multă lume nu te crede nici pe tine. Dar noi măcar nu trebuie să uităm și să încercăm să le spunem și altora ce s-a întâmplat. Vă mulțumesc și îmi cer scuze. Da. Și să știți că puteți să începeți și de la sfârșit, de la început. Ea are un fir călăuzitor. Firul ăla este un fir care spune așa. Dacă trupul ți-e sfârtecat, o să te acoperi cu mandia credinței. Dacă ți-e foame, o să te hrănești cu literatură. Dacă ți-e sete, o să ți-o potolești cu poezie. Cei de acolo memorau mii de versuri și îți meteau cu morse celorlalți. Dar cel mai important e că atunci când ești la lumină, nu-ți zăvore inima și lasă calea iubirii să te călăuzească în continuare. Iar pentru tânăra generație, să știți, cei care citesc, nu merg niciodată singuri la culcare. Nu știu. Dar e legat de măsură să vă mulțumesc și dumneavoastră. Pe mare parte dintre dumneavoastră vă cunosc și asta îmi dă tăria ca să fac și un apel, o mărturisire. De ce trebuie să luați această carte? Cartea asta, și vă spun că eu sunt obiectiv. N-am scris-o eu, n-am tipărit-o eu, n-am meditat-o eu, dacă e cam suflet. Așa. Această carte, cum spunea cineva, e o carte foarte bună. Spunea cineva, domnule, să nu citești cărți bune. Nu citiți cărți bune. De ce? Pentru că pe lumea asta sunt deja atâtea cărți foarte bune, încât Dumnezeu o viață întreagă de om, ca să le poți citi pe toate alea foarte bune. De asta, fiți foarte selectivi cu cărțile și cred eu că această carte este una din acele cărți care merită să fie în biblioteca fiecăruia dintre dumneavoastră, să o citiți și să o dați mai departe. Pentru că ea cuprinde niște repere. Prin această carte avem tăria să fim mai demn noi. Prin această carte avem tăria să le dăm demnitate și încredere urmașilor noștri. S-a făcut foarte multe referiri la tinerii care sunt aici și mă bucur foarte mult că mult pentru ei am făcut această seară. Lumea asta este sfârșită pentru mare parte din cei din care. Este la apus pentru mine și pentru alții cu barbă și cu pleful de aici. Dar lumea asta va continua cu ei. Și ca să continue cum trebuie, trebuie neapărat ca ei să-și ia aceste modele.
Pentru că modele cu silicoane, cu biceri și cu proști care nu știu să vorbească două cuvinte în limba română, dar fac trei greșeli, sunt destule în mass media. Dar noi trebuie să ținem cont că dacă vrem ca această lume să meargă mai departe pe drumul frumos pe care s-a construit această Românie mare, avem aceste modele și pe astea trebuie să le urmăm. Vă mulțumesc și Doamne ajută!